că a venit și vremea să citesc comentariile de la Vlogmas. Oh my god, da, ce este astăzi? Este 16 ianuarie sau chestie de genul ăsta, adică am trecut de jumătatea lui ianuarie. Și mă apuc și eu de... am făcut așa un fel de final la Vlogmas la jumătatea lui ianuarie, dar e cu scop precis și anume astăzi hotărăsc către cine pleacă cutia cu produse pentru acel giveaway dedicat Vlogmas-ului pe care am anunțat-o încă din Vlogmas-ul, nu mai știu care. Dar hai să vedem întâi să deschid playlist-ul de Vlogmas 2020. Deci dacă intrați la mine pe canalul de YouTube undeva, acolo aveți un cuvânt, scrie playlist. Și dați pe acel playlist, să zicem, care vă interesează. În cazul meu mă interesează Vlogmas 2020, deci cele 9 clipuri pe care le-am făcut în final, deși îmi doream să fie 10, dar n-am acum. Și ce am să fac? Așa de dragul amuzamentului o să și citim comentarii și la un moment dat o să mă hotărăsc către cine va pleca premiul. Regula principală a acestui concurs a fost să comentați la toate vlogmasurile. Regula secundară pe care oarecum, adică și aia este regulă, v-am spus-o, nu contorizez acele comentarii care spun niște lucruri bănăluțe de genul vai ce drăguț, vai ce frumos, vai ce minunat sau invers ești nașpa sau nu știu ce, adică vreau să mă uit pe acele comentarii care spun ceva. Aici am observat că e un nou trend, vai de mine să, dacă comentezi foarte mult, ești mai interesantă decât ceilalți care comentează mai puțin. Îmi plac foarte mult comentariile mari, asta n-am să vi le ascund, dar comentariile mari care și conțin chestii spuse foarte natural. Nu îmi plac comentariile acelea, parcă se vede că ai stat în spate și te-ai gândit cum să-l faci ca să sune frumos și ai folosit tot felul de clișee care se folosesc în social media. Da, știu, sunt destul de analitică și critică la partea asta, dar pentru că și mesajul pe care eu îl dau la mine pe canalul meu de YouTube, așa este. Adică la mine vedeți foarte... păreri spuse așa foarte direct, unele mai bune, unele mai puțin bune și eu sunt un om care de-a lungul timpului mai schimb anumite evaluări, să spunem, dar principiile mele au rămas aceleași încă de când am pornit canalul de YouTube și anume să fiu ceea ce sunt, nici mai cu moți, nici mai cu fără moți. Mă laud atunci când e cazul, mă fac autocritică și mă ironizez atunci când e cazul. Așa că hai să-i dăm bătaie să vedem despre ce comentarii vorbim astăzi. Cu ocazia asta vreau să mulțumesc încă o dată tuturor celor care mi-au comentat la clipurile de Vlogmas și nu numai. Vind așa cu camera un pic mai aproape, ca să nu stau foarte departe și să mă tot împing așa spre... Asta este chiar primul Vlogmas care am început cu sport și fasole de 1 decembrie. Intro probabil vă aduceți aminte de parfumurile Guerlain și apoi de acele jucării de la ăsta, ipopotamul de la Sinsay și încă pinguinul de la Marionov, pinguinul care a făcut parte din acel program filantropic la care a participat și Marionov. Și hai să vedem cam care au fost comentariile așa. Ce îmi place, memory flogică, give me damn sticky fingers, la mulți ani, mă uit imediat, da, Memory Flow este un recenzor de parfumuri pe care și eu îl urmăresc și cu care văd că împărtășesc așa și multe păreri și idei și despre parfumuri, dar și despre alte lucruri. Comentează aici cineva SDMRBK, îmi zice, mie îmi place că ai mâncat din oală și mi-ai făcut poftă. Da, a fost o secvență foarte mică acolo în care v-am arătat, fiind 1 decembrie, mi-am făcut și eu tradiționala fasole, numai că la mine n-a fost deloc tradițională. În primul rând că a fost o fasole fără niciun pic de carne, fără niciun pic de cârnat. Cu atât mai mult n-a fost nicio fasole românească. Mi-am luat un borcan de fasole bio de la Mega Image, mi l-am amestecat eu acolo puțin și mi l-am făcut. Și am vrut așa să fiu foarte relax și fără prea multe pretenții și am mâncat direct din oală. Ei, și chestia asta a stârnit și multe mesaje de astea foarte, adică au fost și persoane care m-au luat la rost, deși uite, sunt și oameni care au înțeles ideea
Așa, și mi-au și spus, îmi place oala ta, mă bucur că se relaxează și alții mâncând din vasul în care au gătit. Sarmalele mâncate cu mâna sunt superbe, am învățat asta de la bunica, e o senzație unică. Așa este, mi-aduc aminte și eu când mâncam sarmale, când mâncam și carne, dar cel puțin când eram foarte mică, mie îmi plăceau doar acele sarmale în foi de viță. Nu mi-au plăcut niciodată alea în foi de varză și vreau să vă zic și mai târziu, acum, de exemplu, mai face mama sau mătușa mea, îmi fac sarmale de post, dau întotdeauna varza la o parte, nu îmi place, nu știu ce, nu mi-a plăcut niciodată. În sine, dacă e să mănânc o mâncare de varză, nici asta nu mă încântă foarte mult, dar hai să zicem, dacă e reușită, mănânc la un moment dat, dacă e să fie cu mămăligă, e obligatoriu, dar ca să mănânc sarmala cu care este învelită, varza care este învelită sarmala, nu mi-a plăcut niciodată. Nu știu, să vă spun, e bine, e rău. Așa, ce... uite, un comentariu foarte frumos de la Denisa Pop. Oricând văd un ghirlan, îmi vine în minte Beauty Barometer. Urmând vlogurile tale, am descoperit că ghirlan nu se termină la Petit Robe Noir, de care eram înnebunită, și am descoperit restul parfumurilor de la Casa Ghirlan, cu totul altceva față de Robe Noir. Chalimare preferatul meu, mi se pare un parfum cumva de iarnă, aș zice. Printre altele am încercat și My Geisha, unul singur mi-a atras atenția, cred că se numește chiar My Geisha. Interesant, dar nu mi-aș arunca banii dacă nu prea știu ce și cum. Am și o întrebare, dacă ai timp să răspunzi, îți plac parfumurile Zoologist? M-am îndrăgostit de două și mă gândeam că poate ai idee de unde să cumpăr ceva mai micuț, nu sticla mare. Da, legat de parfumurile Zoologist, ele sunt parcă acum, au venit la botic, s-ar putea să aibă și ei eșantioane acolo pe care să le ofere, nu știu dacă le oferă și fără cumpărături, adică celor care sunt foarte curioși, ținând cont că totul Zoologist este un brand foarte... Eu am mirosit mai multe parfumuri, dar Zoologist... Sunt într-adevăr tulburătoare, așa, sunt aparte, sunt foarte legate de zona asta, de mirosurile animalice. Nu pot să spun că sunt niște parfumuri pe care să le port, nu mă caracterizează, dar în niciun caz nu pot să spun că, vai, nu-mi plac și bea, nu. Sunt niște parfumuri, cu adevărat, foarte lucrate, elaborate după niște principii de-astea mai cu adevărat de nișă, adică oamenii au urmărit niște linii și... au creat niște lucruri într-adevăr care ies din tot normalul pe care ți-l poți imagina legat de parfumuri. Sunt câteva care miros bine, cred că, dacă nu mă înșel, cel care avea molia pe el. Da, pentru că ele sunt toate inspirate Zoologist dintr-un animal, dintr-un ceva sau dintr-o insectă. Și este unul care, dacă nu mă înșel, are simbolul moliei sau a fluturilor de noapte. Ăla știu că mi-a plăcut cum miroase și cred că a mai fost ceva, dar nu m-am gândit de la bursuc sau viezure, în fine. Deci, Denisa, nu știu dacă ei au scos și format de travel, iar dacă au scos, mă îndoiesc că încă sunt disponibile la noi, pentru că la noi ajung foarte, foarte greu toate aceste parfumuri de nișă mai obscure, așa. Sau poți să găsești prin grupurile de pasionați de parfum, pe care, ca asta, multă lume mă întreabă, dar cum găsești tu aceste grupuri? Pur și simplu intru pe Facebook și tastez acolo sus, vânzare parfumuri sau schimb parfumuri sau nu știu ce, și mi-apar tot felul de sugestii și intru acolo în grupurile respective, văd dacă mă interesează, dacă nu mă interesează, dau și eu join ca să fiu primită în grupul respectiv și adică nu e ca și cum am vreun acces anume la ele. Da. Luminița Avram, pe care Luminița te salut, pentru că Luminița Avram este și are recenzor de parfumuri și are și ea un canal de YouTube foarte drăguț și a face tot felul de review-uri și tot felul de filmulețe despre parfum. Îmi place foarte mult abordarea ei. Zice, cum de nu am auzit de My Geisha asta? Sunt curioasă unde se comercializează, pentru că nu am văzut o campanie sau ceva reclamă. Băi, cred că ești printre puținele care n-ai văzut reclamă la ăștia. Stai că am văzut la o tipă pe YouTube un parfum cu o floare de cireș Sakura. Mă rog, părea arabesc după sticlă. Bine, stilul ăla nu știu dacă are ceva în comun cu acele parfumuri. Doamne, cred că despre aceste parfumuri arăbești, o să fac până la urmă un clip, un ceva separat. Să nu mă înțelegeți greșit, că bineînțeles că acum știu că există un grup foarte mare de consumatori îndrăgostiți de acest principiu al parfumurilor arăbești. Ideea este că și mie îmi place ideea de parfum arăbesc, dar așa cum trebuie să fie ea. Nu-mi plac toate chiciozitățile care au apărut sub denumirea de parfum arăbesc. Deci ca să ne înțelegem, parfum arăbesc nu trebuie să fie neapărat ceva care miroase teribil de tare a ud și a chestii lemnoase și are o sticlă sclipicioasă eventual și cu un pampon și cu un dop super auriu și cu ce... Nu despre asta este vorba, da? Da. Parfumeria arabă este practic ea este originea, adică așa a început istoria parfumului pe lumea asta. Arabii au fost cei care au
găsit această metodă a distilării, a alambicul acela folosit special ca să se extragă din trandafir, din diverse chestii arome. Așa, ei au un cult aparte și e păcat să ne batem joc de filozofia și de principiile unui unei etnii, nu știu cum să o numesc, unei naționalități, unui grup de oameni și să punem semn de egal între adevăratele parfumuri create în spiritul și în tradiția arabă cu toate manțocărelile astea care apar acum în sticluțe hidoase și chicioase și pe care, gata, dacă spunem că sunt parfumuri arabești, gata, sunt parfumuri arabești. Sunt și branduri de prestigiu care fac așa ceva și branduri nu numai de prestigiu, dar care țin la calitate și la principii, dar sunt și branduri care zic, lasă, punem acolo ceva uleios, miros de ud, așa tămâios și și gata, punem eticheta parfum arabesc și vine lumea ca la, da, la bălci. Bun, după aia îmi spune, cine mai îmi spune, nu mai mânca din oală, îmi spune Ioana Enea. Iisuse! Mamă, de ce îl chemăm? Facem divină treaba asta. Zice, te dai... Iisuse nu zice, dai cu Chanel și Dior și citesc citești cărți, faci sport, nici măcar nu e sănătos mental să mănânci din oală. dar nu mănânci din oală, nu, ține de educație și cultură, bun simț. Nici măcar de eleganță atât de mult, nu. Da, sunt oameni care n-au înțeles ideea, gluma. Firește că nu sunt un om și nu tolerez chestia asta de a mânca din oală în fiecare zi. Și aceea era o mâncare care mi-era strict dedicată, adică o făcusem doar pentru mine. Pentru că atunci când fac doar fasole și nu pun carne și nimic în ea, o mănânc doar eu. Iar în momentul respectiv chiar numai eu am mâncat din ea pentru că ai mei n-au vrut să o mănânce, au mâncat altceva, adică soțul și copilul meu. Nu că ar fi o problemă în contextul în care suntem doar noi trei în familie să mâncăm unul după celălalt. Nu știu cum e la voi în familie, dar mie, de exemplu, nu mi este scârbă să mănânc după copilul meu sau după soțul meu. De oameni care stăm în aceeași casă, suntem family family. Adică nu am o chestie de asta dusă la extrem. Dar în fine. Dar aia chiar o făcusem doar pentru mine și am și spus acolo că era o glumiță, era o chestie așa. Ei, sunt oameni care s-au... Iar asta cu mental, l-a implorat și pe Jesus, oh my God, mi se pare, nu știu, oameni care, să zicem așa, sunt mai catolici decât papa, da, îți respect opinia foarte bine, nu fie nicio problemă, cine vrea mănâncă din oală, cine nu vrea mănâncă din oală. Am făcut aici o discuție lungă cu ea și... nu mai știu ce am zis la un moment dat, am zis că nu ai realizat că era o chestie de relax and fun, odată n-am și cum poți fi relaxată când mănânci dintr-o oală, nu trebuia să faci nimic, poști, să spui mâncarea într-o farfurie normală, da, în fine, trecem mai departe. Mai apare, bineînțeles, cineva, Monica Albin, care spune că mâncăm din oală, vorbim în timp ce mâncăm și totuși tu dai lecții. Este o fel de subiecte ce țin de cum trebuie să fie și cum să se comporte doamnele, scris cu D mare, tu nu ești doamnă. Eu n-am dat niciodată vreo lecție, nici nu vreau așa ceva, nu fac parte din categoria celor care dau lecții despre doamne, așa. Nu am aceste apanaje, dar în fine, acum fiecare cu ale lui, nu am ce să mai spun. da... Și mai spunea cineva că poate lumea s-a aștepta să fie o cucoană care mănâncă din oală. Dar să știți că sunt și cucoane, în sensul în care, nu știu, v-ați aștepta și care mănâncă din oală. Dar asta a fost într-adevăr mare problemă în... Adevărul că uitându-mă la tot peisajul acesta de vlog măsuri, unde toată lumea se am observat că anul acesta pe mine un pic m-a uimit. Hai să zic dacă... Și anul trecut deja era prea mult. Și acum 2 ani, da? Hai să zicem că încă era lumea relaxată, n-aveam COVID, nu știu ce să scădui, intră reclamele acum. Dar și în anul ăsta când ne-am lămurit că toate lucrurile acestea de glazură și așa nu ne folosesc, mi s-a părut că am văzut foarte mult exces de decorațiuni, de aranjamente, de chestii care din punctul meu de vedere acum chiar sunt inutile. Prea multe hall-uri de jumbo și eu am făcut hall de jumbo, dar când era momentul și niciun caz nu am plecat cu sacul de chestii de la jumbo, pentru că mi se pare, în primul rând, inutil și o exagerare de cheltuială pe niște lucruri care chiar nu
nu le văd sensul. Da, ce poți să-ți iei? Îți mai iei două globuri, ți iei niște șervețele, poate ți iei o lumânare, o farfurie și ai terminat. Eu n-am să-ți iei niciodată acel exces de decorațiuni, mai ales în condițiile în care majoritatea dintre noi, cei care trăim în România, stăm în apartamente la bloc. Nu avem acele spații în care nu știu unde țin oamenii ăștia toate acele decorațiuni. Adică dacă tu ți-ai mai luat anul ăsta două sacoșe de decorațiuni de la Ikea și Jumbo, cu alea care ți-ai luat în anii trecut, ce mai faci? Unde le mai pui? A doilea vlog mă s-a fost despre cum am desfăcut eu pachete, nu știu, hai să vedem comentarii pe aici. Comentează Luminița, așa e pe partea de parfumuri Oriflame, e pe o treaptă mai sus, la fel și mie mi se pare că Jordan e pentru persoane peste 30 de ani, sunt curioasă ce părere ai despre All or Nothing, știi părerea mea? N-am fost foarte încântată. Mama aici, Denisa Pop din nou, gata, vreau și o Jonzac, m-am uitat atât de mult la vlogurile tale că deja am și o listă cu dorințe, îmi place mult să încerc lucruri noi, să caut, să văd ce mi se potrivește, sunt mare fan cosmetice, parfumuri de toate, mulțumesc pentru recomandări. Ce mai îmi spune aici? Uite cineva, tot Dobrin Claudia zice, ho-ho-ho, cum ar spune Moș, o oră de vlogmas, yes, da, era o vremuri bune încă, sau în fine, în care m-am mobilizat. Aseară am încercat șamponul pentru volum de la Christophe Robin, yeah, wow, chiar mi-e dor de brandul ăsta. Primit în beauty box-ul lui Fantastic și m-a dat pe spate, să știi și că și pe mine, de fiecare dată când am folosit un produs Christophe Robin, totdeauna am fost un pic cam... Da. Mi-a plăcut maxim, așadar am cerut domnului Google informații despre produs și ce crezi, printre primele link-uri mi-a apărut un articol în 2017 pe blogul tău în care le dai produsul, sper tare. Da, mie mi-a plăcut extraordinar de mult, a fost un șampon de la, cred că mai este de la Christophe Robin, ca o pastă, ca o șampon cremă, ceva cu trandafir, parcă și cu argilă, băi, fetelor, chiar uite, bine că mi-am reamintit de el, cred că o să mi-l caut și fac eu cumva să mi-l mai cumpăr. Mi-am mai cumpărat produse de pe Look Fantastic de la Christophe Robin, dar pe de altă parte, în ultima vreme, am și tot încercat alte branduri care mi-au plăcut și ele foarte mult, iar Christophe Robin, trebuie să vă spun cu sinceritate că costă un pic cam mult, adică ca să dau 70 de euro pe un șampon, nu m-am simțit așa foarte relaxat. Că am preferat ceva mai pe la 20-25 de euro, dar nu chiar 75, cu 75, doamne iartă-mă, mi-au un parfum. Da. Să mai vedem ce comentarii mai am aici. Memory Flow îmi zice și el, îmi trebuie și mie un Onesi. Îmi plac de mor Oriflame, tot timpul mi s-au părut superioare în toate puncte de vedere. Produsele T3, da, primele parfumuri preferate de la Oriflame au fost, cumpăram de Marco cu regularitate, da, mi-aduc aminte, care era un dupe după B-Man, Nomadic, dupe după M... ceva de la Yves Saint Laurent. Ce mai am pe aici? Bună, pot să facem machiaj de Crăciun pentru fete de 13-14 ani. Să menționez, am multe coșuri, pot folosi fond de ten pe toată fața. Băi, mă doare sufletul când am o chestie asta. Adică tu la 13-14 ani ai coșuri pe toată fața și vrei un fond de ten. Mă așteptam să mă întreb alte lucruri, mă așteptam în primul rând. Bine, ideal ar fi să vorbești cu mama ta și poate să mergeți la un dermatolog sau să măcar să mergeți să stați împreună pe internet să vă documentați un pic, hai să luăm un produs blând de curățare, hai să luăm un produs de hidratare, hai să vedem ce se întâmplă, nu să îți dorești un machiaj și un fond de ten. Știu că acum cele care sunteți foarte tineri, zice, ești loser, nașpa, în fine, ce aveți voi acum simbolistica, tot ce pot să vă spun, din pro și din proprie experiență și din lucrurile pe care le-am văzut în jur, nu vă ajută acest supra-machiat. Chiar nu vă ajută. Știu că vă doriți să arătați bine și așa, dar faptul că tot o să puneți machiaj, 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 nu o să vă ajute cu foarte mult lucru. Mai bine mai aveți un pic de răbdare. Știu că e foarte greu să ai răbdare la vârsta asta și îngrijiți-vă tenul. Fiți atente ce mâncați, pentru că știu că la vârsta asta mâncați foarte multe porcării. Mâncați chipsuri, beți sucuri colorate, dulciuri de-astea de supermarket, și astea, vreți sau nu vreți, vă afectează și calitatea pielii. Îmi pare rău că trebuie să vă spun chestii de astea, dar discutați și voi cu părinții voștri, nu știu ce să vă mai spun. Ce mai spune aici? Mă întreabă tot Denisa, zice, nu cred că ar avea neapărat legătură cu clipul, dar ai folosit produse de la La Prairie, ce părere ai? Am avut niște mostre, sunt faine, dar nu le înțeleg, prețul atât de mare. Mă...
Hai să vă zic o chestie. Eu de la Prairie am avut un produs full size, un fel de cremă ușor colorată cu SPF parcă 30 și am avut într-adevăr niște luxury sample de alea, adică miniaturi de alea foarte consistente din care am putut să mă dau suficient să-mi fac o părere. Ce să vă spun, sunt foarte plăcute ca textură, pe partea senzorială, pe partea, cred că și pe partea de ingrediente, unele produse mi s-au părut interesante, dar mi se par exagerat de scumpe pentru ceea ce oferă. Adică am văzut acum recent, vine anul trecut sau acum 2 ani, nu știu când s-a lansat acel ser care costă 5.000 de lei la Douglas sau la Sephora sau unde o fi. 5.000 de lei. Și m-am uitat și eu pe ingrediente, pe pasta. Nu pot să spun că m-a dat ceva pe spate sau ceva care să mă incite să spun, hai frate că trebuie să vă sau ce am citit despre acel ser. Că m-am intrat și pe site-ul de companie, că am fost foarte așa, băi, un ser care costă 5.000 de lei. Îmi dau seama că nu... Normal, nu, acolo ai și adaos și nu știu ce, dar totuși este 5.000 de lei. Gândește-te că cel mai scump ser de la Sensai, să zicem, sau de la Sisley, undeva pe la noi, magazinele noastre, pe la 15, hai, 2.000 de lei. Dar 5.000 de lei, este... Și nu m-a impresionat absolut nimic. Acum știu că sunt oameni care sunt fani la Prairie și iau produsele așa cum iau eu Guerlain. Deci... Probabil că pentru ei este genul acesta de produs. Bianca Deac îmi zice aici, hai că nu orice remarcă e hate. Plus că în loc să folosim așa gener, nu știu ce înseamnă gener, cer scuze, poate înseamnă ceva, hai să utilizăm echivalentul lui în română ca să realizăm cât de dur e și să-i comparăm însemnătatea cu părerile contrare ale celorlalți și remarcăm că sensul ne împinge să găsim alte valențe termenului, că nu-i toată lumea așa rea. Sunt puțin pierdută, n-am înțeles această frază, oricum, am înțeles. Nu, bineînțeles că nu orice remarcă e hate, nici nu am spus chestia asta. Și mai zice, aici mă deranjează că Pixi o ignoră pe Nicoleta Stănciucă, când i-o trimite și ei, am să le cumpăr produse la fel și Farmec, ea chiar folosește constant produsele lor și o ignoră cu desăvârșire. O cunosc pe Nicoleta și mie îmi plac clipurile ei și eu o urmăresc de mult, am și avut live-uri cu ea în perioada aceea când chiar am închis în casă. Haide să vă spun un lucru acum, că legat de chestia asta, că de ce anumite branduri nu bagă și pe cutărică în seamă, că de ce nu știu ce. Treaba asta așa. Nu. Unele branduri pur și simplu nu vor. Dar nu, majoritatea PR-ilor și a celor agențiilor care se ocupă de promovare și de campanii cu influencer au și niște chestii stricte, dar au și o, mulți dintre ei au o comoditate lene. Și anume, avem o listă cu care lucrăm mereu, păi lucrăm cu ea în continuare, știi? Adică nu ne agităm foarte mult. Trebuie să apară așa cineva, într-adevăr, care să... am spălat niște vase înainte și nu știam de ce îmi simt mâinile atât de uscate, am trebuit să mă dau cremă de mâini. Pe de altă parte, cred că și eu mai vorbit și cu Nicoleta. I-am zis și el la un moment dat, tot așa am zicea de niște branduri. Păi, până la urmă poți să le faci un mail de prezentare în care să le spui cine ești, ce faci, să le propui niște lucruri. Eu, până la urmă, cred că cineva o să-ți răspundă. A, și eu am pățit să scriu către multe mărci care nici măcar nu mi-au răspuns ceva gen, da, mulțumim, am primit, dar nu interesează, la revedere sau, nu știu, măcar o chestie. Îi înțeleg și pe ei, să știți că în meseria asta se consumă foarte mult timp aiurea, sunt foarte mulți timp de ăștia în care stai, bilești. Spun asta pentru că și eu fac același lucru și eu sunt PR pentru alte branduri, pentru diverse branduri, în fine, și asta e meseria mea acum de ceva vreme, de când mi-am făcut firma pe așa ceva, cu asta mă ocup. După aia mai este și implicarea clientului. Sunt clienți care au anumite pretenții, chiar dacă tu le spui, uite, Cutărescu e ok, nu știu ce, poate să spună, na, mie nu-mi place, sau eu vreau, cum mi s-a întâmplat și în trecut, să am client care a vrut neapărat pe influencerul X. Chiar dacă i-am spus niște lucruri, hai să nu, nimic, am mers mai departe, l-am luat, nu s-a întâmplat, ceea ce s-a aștepta clientul respectiv, pentru că o să vă mai zic o chestie, toată selecția asta a influencerilor care se fac campanii nu este deloc obiectivă, dar n-ai cum să ceri în domeniul ăsta de obiectivism. Sunt companii unde oamenii merg mai mult, se orientează mai mult către cifre. De exemplu, am avut clienți care m-au spus, nu, pe mine mă interesează doar, nu știu, ăștia care au pe Instagram minim nu știu câți de followers. Deși am spus de multe ori, păi, degeaba ea are 20.000, că nu are relevanța lui ăla care are 5.000 și vorbește doar despre asta.
În fine. Deci sunt care sunt foarte focusați numai pe cifre, sunt care sunt focusați pe imagine, să fie imagini frumoase. Sunt branduri care țin foarte mult ca oamenii să fie așa, toată o poezie. La fel cum sunt branduri foarte orientate către partea asta de super lux, super totul, să fie... Adică, gen, tot ceea ce expui tu să fie așa frumos. Știi? Adică, înțelegi? Așa. Și care vor numai genul ăsta de imagine. Adică totul e perfecțiune, adică, da, în fine. Fiecare alege ce vrea și atunci își caută influencer care să fie în acord. După aia, la fel, sunt și niște limitări, pentru că pare simplu când spui, uite câte produse a trimis, ce era dacă îi mai trimitea și la aia 3 produse. Să știți că nu e chiar așa, adică și companiile acestea când scot produsele de pe stoc și le trimit la influencer, intră la capitolul cheltuieli. Dacă ele au niște limitări și niște baremuri pe care și le fac acolo, dar n-ai ce să le faci, înțeleg perfect. Faceți acum un exercițiu, uite Bianca, care... Bianca și numai tu, tu ai ridicat problema asta. Imaginează-ți că ai o firmă, da? Că vinzi creme, da? Că vinzi creme. Și trebuie să faci o campanie cu blogger. Gândește-te exact pe cine ai alege și chiar așa ai trimite în neștire. N-ai trimite în neștire, că-ți spun eu, când tragi acolo linie și vezi care sunt rezultatele, nu ești chiar atât de încurajată să trimiți în continuu. Da, vin și perioade când acele campanii încep să aducă rezultate. E foarte greu și de măsurat, pentru că, da, dacă, să zicem, persoana respectivă ți-a pus un link sau nu știu ce, poți să măsori, dar nici acolo nu este relevant. De exemplu, ați văzut aici cum spuneau oamenii că și-au cumpărat jonzac din cauza mea, că au fost în farmacie, că i-au ajutat informațiile de mine. Eu nu am cum să le demonstrez celor de la jonzac, de toți oamenii ăștia care merg prin farmacii sau prin magazine și își cumpără jonzac. N-am cum chestia asta, nu am cum, efectiv. N-ai cum să demonstrezi aceste lucruri, da? În fine. Ce mai am pe aici? Ai dreptate, îmi zice Cristin Brun, ai dreptate, învățământul online este foarte bun, dar gândește că în România 3 copii din 10 se culcă flămânzi. Știu chestia asta. Tu crezi că lor le vor cumpăra părinții tablete pentru școala online? Nu, lor părinții nu o să le cumpere nici chiloți și nici pâine ca lumea. În rest, sunt de acord cu tine, învățământul online pentru copii care au părinți minunați ca tine este total ok. Nu mă consider chiar nu sunt un părinte minunat, am foarte multe lacune, nu am capacitatea poate să-i ofer copilului meu tot ce ar trebui și nu reușesc să mă implic în ceea ce face el așa cum mi-aș dori. Asta este, sau nu pot, pur și simplu sunt niște limite, sunt niște lucruri pe care nu pot să le fac și nu vreau să le fac forțat. Dar legat de asta, da, știu care este gradul de sărăcie în România, pentru că urmăresc statisticile și le urmăresc de mult, nu le urmăresc de azi de ieri. Știu că undeva prin 2005 eram șocată că 18%, dacă rețin bine, ori în 2005, ori în 2006, ceva de genul ăsta. Oricum, la începutul, să zic, anilor 2000, în București 18% din populație nu avea acces la apă curentă. Eu am rămas șocată, adică așa ceva nu e posibil. 18% din populația se făcuse o... sau din gospodării, nu mai știu dacă tot din... În fine, era o cifră care pe mine m-a șocat. Am zis, dacă asta este în București acum în 2005, sau cât era atunci, poate, hai, era 2002, să nu exagerez. Păi cum o fi, frate, într-un oraș de provincie sau la sat sau așa, nici nu... Nu că apa curentă ar fi neapărat simbolul civilizației și așa, dar este un element acolo, ca să nu mai spun... Că noi în continuare suntem la coada Europei pe consum de paste, de săpun, de... Să vedem ce s-a mai întâmplat după anul ăsta. Bun. Cam, să zic, astea au fost așa din al doilea vlogmas. Hai că vreau să merg un pic mai repede, să ne prindă celălalt Crăciun aici. Da. Ia să vedem, în privința cadourilor, sunt de acord cu tine 100%, îmi spunea Adriana Sorohan, dar aici era vorba despre cadourile pe care le luăm doar așa de fițe. Deci mai avem pe aici. Am folosit serul Hialu 5 de la La Roche-Posay și mie mi-a plăcut. E hidratant și are efect de umplere. Referitor la acolo din compoziție, nu m-a iritat, cu toate că am tenul destul de sensibil. Tot Adriana Sorohan. Adriana, te bucurăm că ție ți-a potrivit acest ser. Bineînțeles, doamne, ce drăguț este Max, asta toată lumea... Diana Crișan îmi spune, sincer, nici eu nu înțeleg faza asta cu rușinea legată de bani, atât timp când muncești pentru ei, nu văd nicio problemă în abordarea subiectului. Da, a fost un clip în care eu v-am arătat efectiv că am făcut într-un an din YouTube.
Știu că foarte multă lume, nu numai din YouTube, și dar și din alte zone, sunt oameni care se fandosesc așa că vine vorba de bani, vai, dar nu pot să vorbesc despre așa ceva, nu pun mâna pe bani, nu fac pe bani. Păi, fraților, banii fac parte din treaba noastră, iar toți știm că toți muncim pentru bani, da? Nimeni nu muncește, adică vă spun foarte sincer, dacă n-ar fi urgentă nevoie, n-aș munci în fiecare zi, aș munci. Una este să muncești așa când ai tu chef de plăcere, să mai faci un proiect Excel, să mai faci o chestie, și una e când chiar trebuie să muncești ca să-ți asiguri bunăstarea de zi cu zi. Și atunci nu mi se pare o rușine. Pe de altă parte, de asemenea, nu trebuie să dai niște detalii super exacte. Eu v-am arătat într-adevăr negru pe alb cât a făcut eu într-un an de zile din YouTube, din AdSense-ul care rulează, mai exact din publicitatea care rulează la mine pe clipuri, da? N-am avut nicio problemă, pentru că, apropo, și voi, dacă căutați, dacă vă bateți așa un pic căpățâna, sunt niște tool-uri pe internet, niște instrumente de măsurare, nu foarte exacte, dar care îți dau niște limite, care bagi acolo link-ul canalului și îți spune cam cât face, care e estimarea, da? Deci sunt niște lucruri pe care, dacă stai un pic matematic, le poți estima. Nu este așa o tragedie. Plus că acum vă mai spun și pe de altă parte. Eu, atunci când mă uit la un om, în funcție de ce este îmbrăcat, de ce mănâncă, dacă urmăresc pe cineva pe YouTube o perioadă lungă, pot estima cam care sunt veniturile lui, dar și care sunt cheltuielile lui la nivel de lună. Adică nu este o chestie atât de complicată. Dacă stai un pic și te bați un pic mintea, de exemplu, o persoană care își permite la fiecare 2-3 luni să-și cumpere o poșetă de 1000 și ceva de euro, îți dai seama că venitul ei pe lună este de minim 2500-3000 de euro, dacă își permite lucrul ăsta. Asta nu e rău, nu e nici bine, dar vreau să vă spun că hai să nu ne mai dăm măici Tereza pe aici, pentru că nu suntem măici Tereza. Unul din motivele pentru care absolut oricine de pe lumea asta care și-a deschis un canal de YouTube este și pentru, atenție, și pentru un câștig material, că nu este ăsta principal. Adică faci în primul rând că îți place, că simți nevoia, uite cum sunt eu, mie îmi place să vorbesc. Mie mi-ar fi plăcut să fiu, de exemplu, și prezentatoare TV la un moment dat. Mi-a plăcut, de exemplu, să fiu profesor. Îmi place să vorbesc în fața publicului. Nu am o problemă, mă simt bine în chestia asta. Normal că din start mi-am spus de la început, măi, la un moment dat voi avea și niște câștiguri în bani și este absolut firesc să fie asta, nu o să fac acum pe Maica Tereza, vai, eu doar stau și meditez și fac clipuri și nimic. Nu, normal, pentru că camera costă bani, internetul costă bani, calculatorul ăsta costă bani, hostingul la blog costă bani, toate astea, adică nu o să vă mănânc acum spanac, știi? Și absolut toți cei care fac YouTube fac bani mai mult sau mai puțin. Și nu mi se pare așa o tragedie și o aza când cineva comentează despre lucrurile astea. La fel, că acum e chestia asta, vai că influencerii iau bani pe ori și spun orice. Și ăsta este adevărat, că există o parte din influencer în asta care, da, sunt dispuși contra banilor, nu știu, mai mult sau mai puțin, să promoveze absolut orice. N-au nicio scrupulă, adică chiar dacă e slabă moartă, face reclamă la ce ai de slăbit. Pentru că are nevoie de acele bugete și că vrea să fie, și numai că are nevoie de acele bugete, vrea să fie văzută și de alte branduri. Uite că eu sunt dispusă să promovez pe bani lucruri de astea. Asta e meseria mea. Pe de altă parte, sunt oameni care nu pun botul la așa ceva. Care spun direct, frate, eu n-am cum. Cum ar fi eu acum, serios, să fac reclamă la un ce ai de slăbit? Ce să mai slăbesc? Eu acum cam fac eforturi să ajung înapoi la 50 de chile. Deci, ce să vă... Da. Uite că Denisa Pop mai zice ceva aici. Păi, apropo de reclama plasată în clipuri sau pe story-ul pe Instagram. Cum a fost și cu Plus Bio, deja e trecută povestea, dar n-ai un exemplu bun, care au fost atât de mediatizate și de promovate și uite ce s-a întâmplat de la ele. Și încă nu se opresc reclamele, dar mai răruțe cei drept, dar sunt. Nu par genul de persoană căreia să-i placă în mod special Oana Zăvoranu. Dar am observat de curând că face ceva pe YouTube, emisiuni în care vorbește despre chestia asta cu reclame la orice pateu. Da, în stilul ei. Mi-e place de ea de când era mică și am prins-o în telenovele, deși nu-mi place scandalul ăsta în televiziune, chiar are dreptate cu ce zice.
Și tot altfel, încă subiectul m-aș uita cu mult interes la un vlog de-al tău cu recomandări de cărți. Asta, bineînțeles, dacă ai dorit să faci așa ceva, gen cărțile tale preferate sau care ți-au zis ceva. Foarte mișto. Uite că am mai făcut, și acum recent, când am făcut un unboxing, am menționat, uite, asta, pânza de păianjen în cela Serghii, am citit deja aseară câteva zeci, de pe la Serghii, pânza de păianjen. Este o carte pe care am citit-o de foarte mult în liceu. Doamne, iubeam cartea asta. Și acum vreau să vă spun că o recitesc și îmi place din nou foarte mult. Deci eu sunt cam stilul clasic, așa. Cărțile astea mai vechi îmi plac. Mie din literatura actuală am găsit așa chestie, dar e drept că nu am avut timp. Și eu sunt și genul, într-adevăr, un pic mai tradițional. Puteți să spuneți ce mai bătut în cap. Dacă vă place chestia asta, îmi place să mă duc către ceva care e deja sigur. Adică prefer să recitesc pasaje într-o carte care mi-a plăcut foarte mult decât neapărat să încerc cărți noi. Asta nu înseamnă că nu încerc deloc cărți noi. Dar vreau să zic că merg cam 60-70% pe literatură pe care deja o cunosc și doar 20-30% încerc și lucruri noi. Asta așa ca idee. Lega de Oana Zăvoranu. Să știți că m-am uitat la clipurile Oanei Zăvoranu. Probabil o să fac un clip la un moment dat despre chestia asta. Pentru că am mai primit și mesaje pe Insta Stories și mi-a mai trimis lumea story-urile lui Zăvoranca despre nu știu ce. Ce să vă spun? Ea este un fel de cum e și Dana Budeanu și cum probabil o să mai pară. Singura diferență este că Dana Budeanu, din punctul meu de vedere, eu am făcut un clip la un moment dat despre ea, pentru că îmi plăcea sarcasmul și ironia ei pe parte de stil. În schimb, în momentul când a intrat cu cizmele pline de noroi pe zona de violență, instigare la violență și cel mai nasol când a intrat pe zona politică, a decăzut din punctul meu de vedere, nici nu se mai vede. Una este să faci entertainment dintr-o asta, să mai faci un mișto, uite ăștia băieții care se epilează, uite fetele care nu se epilează, nu știu ce, da, asta era funny, era nu știu ce. Dar când ajungi deja să instigi, să le spui bărbaților că trebuie să-și bată femeile ca să fie respectați, pregăteam acum să fac editarea clipului și mi-am dat seama că mi s-au șters ultimele două bucăți și era exact bucata în care anunțam câștigătoarea. Denisa Pop. Denisa Pop. Da, mă uitam acum pe aici pe la comentarii. Denisa, mi-au plăcut foarte mult comentariile tale, numai ale tale. Au fost mai multe persoane care au comentat foarte frumos. Vă mulțumesc tuturor. Însă, Denisa, tu ești câștigătoarea cutiei de produse, așa, și aștept la tine un mesaj privat ca să vedem cum facem să ți-l trimit, așa cum am anunțat încă de când am anunțat giveaway-ul. Voi trimite premiul prin fan curier, nu aș vrea să mă risc acum cu poșta română pentru că sunt foarte multe produse, valoarea premiului este destul de importantă și nu prea l-aș trimite așa prin poșta română, aș prefera să-l trimit prin curier. Și cam asta a fost. Vreau să mulțumesc încă o dată tuturor celor care au urmărit Vlogmas-ul și, în general, tuturor celor care intră aici și comentează. Eu mă bucur foarte mult când sunt comentarii, chiar și când sunteți mai critici, ba, chiar mă bucur când sunt acele critici care mă ajută și pe mine să îmi detectez anumite lucruri despre care nu sunt conștientă, cum sunt, de exemplu, ticurile verbale, cum a fost faza că multă vreme am spus la orchidee, în loc să spun orchidee imperial, am spus orchidee imperial, pentru că așa am auzit și la cineva care lucra cu produse Guerlain, era un profesionist în domeniu și uite așa, vezi, a contat foarte mult când cineva mi-a spus, băi, vezi că nu e așa, uită-te la brand și așa a fost. Deci mă bucură foarte mult când primesc asemenea critici constructive care pe mine mă ajută. Au fost mulți oameni care au comentat la toate aceste clipuri foarte frumos, dar na, n-am decât un singur premiu și asta e. Deci, Denisa Pop, tu ești câștigătoarea acestui concurs, îți mulțumesc și oricum o să mai fac concursuri.